Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Mercedes Vito 2018 cu volan pe dreapta, ok? Nu-i problemă, deoarece vom monta un sistem de carpet foarte inteligent. Adică avem aici un radio, CD, card SD, Bluetooth și Bluetooth audio, ok? Și vom implementa acest carpet nou, care va fi un monitor mare de 9 inch, care va avea aceleași funcții în afară de parte de CD, dar în schimb, oferindu-i hotspot acestui sistem, va avea posibilitatea de a intra pe internet, să aibă tot ce înseamnă Waze, YouTube, Google, Netflix, Spotify și orice dorință, preferință a zilei de astăzi. Vom putea monta inclusiv și camere de față, camere spate, așa, ieșire către alte monitoare, ceea ce înseamnă monitor de plafon, monitor de tetieră sau multe alte, așa zis, obiecțiuni. Ok, hai să trecem la demontare și să amplasăm acest nou gadget, care va fi o nouă imagine în acest board. Încă două mențiuni ce mai avem la sistem, deci în afară de tot ce v-am obiectat că are dotări acest sistem, mai are practic partea de USB, ceea ce n-am fost atent, și o chestie foarte importantă, te rog, introdu marșalier, sistemul original este dotat și cu cameră marșalier, care o vom adapta, practic, pe acest nou monitor, deci vom menține camera originală care este integrată în aparatul OEM, da? Și o vom integra în noua soluție care o vom implementa noi. Ok? Hai să vedem cum facem această treabă. Cam atât necesită demontarea frontală. Aici avem deja cuplele necesare, tot ce înseamnă alimentare, tot ce înseamnă boxe. Mai facem noi partea de GPS, partea de USB-uri. Așa, conectarea pe camera existentă. Bun, și ia să vedem și aparatul original, care este el, da? Demontat. Iată variantele noi, sunt și ele niște mici gadgeturi care nu mai au mecanisme, nu mai necesită practic parte de CD, exact ca și fratele lui care va urma să fie implementat, da, tot atâta de slim, nu mai au mecanisme, se pare că nu mai este cerință pe partea de CD. Ok, hai să trecem la amplasare și să vedem rezultatul final. Iată-ne și în varianta finală, când totul este gata instalat, iată o primă pornire, da? Cu logo Mercedes, ok? Vă rog să nu vedeți ce este aici albul, deoarece am extras folia, așa și-a mai rămas o bucățică mică, care o vom extrage după filmare. Doar că am vrut să vă prezint din prima funcționalitatea lui, ok? Iată și primul startup care el va face, așa, pentru prima dată este așa de timpul acesta de așteptare, deoarece după care pornește destul de exploziv. Ok, hai să vedem puțin meniul inițial, ceea ce înseamnă un setup rapid, intrarea în alte aplicații, sistem de navigare. Aici avem o afișare a mașinii care va prezenta inclusiv kilometrajul și va prezenta, pornește te rog frumos lumina, iată când pornim practic lumina se prezinte inclusiv pe ecran. Ok, se stinge, stinge vă rog. Bun, și se aprinde inclusiv practic partea de butoane, ok? Aici avem practic playerul rapid de muzică de pe USB, așa, avem partea de Bluetooth, avem radio settings, partea de video, așa, și revenim înapoi aici, ok? Iată aici, dacă intrăm în partea de stick, așa, putem avea acces la tot ce înseamnă, lasă un pic, te rog, la mine, așa, putem avea acces la ceea ce înseamnă playlist-ul stick-ului, da? Dacă eu vreau să derulez un pic în melodie destul de agresiv în față sau înapoi, foarte ușor pot să fac acest lucru, ok? Intrăm aici în playlist, da? Putem să-i dăm song și putem căuta ceea ce ne place. În caz că ne place o melodie, putem să-i dăm favorit, așa, și-l avem în lista de favorite. Dacă căutăm aici în favorite, putem găsi foarte frumos ceea ce vrem. Aaaa! Și o chestie super tare! Ceea ce îmi place, pot să șterg o melodie de pe stick, da? Fantastic, ce frumos! Iată, de aici, în caz că vreau să șterg o melodie, pot să-mi fac selectare și să șterg. Sau colecția, sau melodia, ok? Iată ce mișto! Bun, acum, hai să ieșim de aici, din partea de muzică, intrăm la partea de Bluetooth, unde, de exemplu, dacă accesăm Bluetooth-ul, da, odată conectați, formăm un număr care îl știm bine, îi dăm apelare, ok, închidem deoarece este conectat pe un număr de altă... Ups! Sper că nu m-am apelat, perfect, bun. Așa, și în cazul în care facem apelare, putem vorbi prin Bluetooth foarte elegant. Aici, dacă vrem, ne luăm contactele, așa, doar că trebuie să-i dai accept la
practic, la telefon, ia să vedem un pic, te rog, mesajul doar. Așa, să văd dacă, vezi, îți cere permisiunea, dă-i permisiune, așa, și ne downloadează, practic, tot ceea ce înseamnă contacte, să ieșim de aici, să nu vedem. Așa, aici avem un player muzical, ceea ce înseamnă că în cazul în care suntem conectați cu Bluetooth-ul și vrem să accesăm un playlist, care l-avem existent sau de pe YouTube, chiar ce înseamnă un playlist de plus 50, putem să dăm play, stop, next la ceea ce înseamnă playlistul respectiv. Aici în setări putem să redenumim practic partea de Bluetooth, cum vrem noi, să schimbăm codul PIN și orice altceva. Ok? Bun. Ia să vedem partea de radio, aproximativ cam cum arată. Îmi place că este pe fondul negru. Așa, îi dăm o căutare rapidă. Și iată, frumos avem accesare. Inclusiv funcționează comenzile de volan, da? Te rog frumos, dă-i o... Iată, iată cum se accesează comenzile de volan, nu umblu la nimica, așa. Inclusiv partea de telefon, am observat că se poate primi apel, iată cum a apăsat pe telefon, așa, se poate primi apeluri și se poate rata un apel. Dă-te rog frumos mai încet tu. Ok, aici avem partea de settings de unde putem să setăm mai multe, așa zis, lucruri din partea de Android, unde odată avem un egalizator de subwoofer, bas, medii, înalte, după care putem să selectăm ceea ce vrem, difuzor, față, spate, stânga, dreapta, individual, cum vrem noi, putem să setăm această opțiune sau putem să îi dăm default unde este toate, ok? System info, factory settings, unde putem intra și regla modelul de cam și multe altele, car settings, Android settings, iată, GPS, volum, brightness, culorile, putem să le facem mai închise, mai deschise, așa, iată, depinde dacă în cazul călătoriei ne obosește acest ecran mai mare, navigație, comenzile de volan care putem să le reînvățăm în altă variantă, practic parte de logo-uri, ok, putem să setăm ceea ce vrem noi, dacă vrem Android, dacă vrem Mercedes, ceea ce vrem noi, așa, bun, și other settings, așa, aici, bun, după care, intrăm în partea video, unde avem ceea ce înseamnă imagine video, ok? Iată, și la imaginea video, nu are laguri, nu are nimica, foarte rapid acționează și dacă îl duc în capăt și dacă îl duc la început, da, sau îl duc la mijloc, nu stă și nu se gândește că oare unde am rămas în urmă cu partea de video, ok? Putem selecta și de aici, dacă dorim, SD card, all, da, și putem pune, de exemplu, o altă melodie, iată, de aici, inclusiv care merge frumos cu partea de comenzi de volan, ok? În varianta aceasta nu pot să-l fac larg, deoarece partea de video este destul de mic, da? Partea, imaginea video nu a fost pe o calitate mare redată, așa, dar iată, merge foarte frumos în culori superbe. Bun, acum, ieșim din partea video, da? Și intrăm în alte chestii. Avem Bluetooth, avem Local Music, NetNavi, radio, video, ce v-am arătat, audio-video, ce înseamnă că putem introduce un PlayStation, un Xbox sau orice consolă care putem să ne jucăm pe acest ecran gigantic, da? După care avem calculator rapid, dacă vrem să calculăm cât e 1 plus 3 egal cu 2. Așa, un calculator, un car setting, ceea ce am văzut. Iată un Google Chrome, ok? Și aici putem intra foarte elegant și puteți să ne găsiți pe, să vă arăt, rapid, așa. Dacă îi dăm o căutare rapidă, www.sound, de ce să nu intre SoundCloud, dacă îi dăm Identity, iată pagina noastră de web unde ne puteți găsi cu mai multe proiecte, da? În varianta de proiecte fotografiate, partea de shop, deocamdată nu am pus accentul pe el, deoarece YouTube-ul, în varianta de YouTube, arăt toate proiectele foarte perfect în starea de funcționare, ceea ce bănuiesc că este puțin mai important decât să vezi un produs foarte bine desenat pe un site web. Ok, aici avem descărcări în varianta când descărcăm un APK, mai ales când nu este din magazin Play. Aici avem Google Maps, ok? Hai să vedem practic partea de hărți, așa, primele lui porniri, care deja ne-a și punctat că suntem la Audio Tuning Center, așteptăm să se localizeze. Iată-ne și localizați. Audio Tuning Center, Sound Identity, foarte frumos. În cazul în care vreți să ne găsiți pe Google, foarte simplu, introduceți AU, ia, doar AU și este deja
Dio Tuning Center Sound Identity, ne puteți găsi pe Google. Tot, că totul depinde de cum vă rulează partea de internet, da? Deci internetul oferit, să știți cam cât de puternic este, în ce stare este, în cazul în care nu vă merge foarte bine internetul, mai restartați din telefoane și se poate să aveți, așa zis, o conectivitate mai bună. Aici aveți indicații, să vă trimiteți locația, site, prezentare, recenzii, fotografii, tot ce doriți despre noi. Ok? Deci, practic în Google Maps ne găsiți foarte ușor cu Audio Tuning sau Sound Identity. Bun. Aici am avut un sistem de navigare, ceea ce a fost Google Play-ul, care mergea pe varianta de internet. Aici avem iGo-ul, care merge total offline. Aveți poiuri, aveți building-uri, aveți tot ce înseamnă restaurante, parcări, benzinării, salvări, poliție, orice altceva. Inclusiv pe limba română este ghidajul, iată destinație, iată caută și găsești tot ceea ce vrei. Ok? Atât România, cât și total rezultate 52 de țări, ceea ce este tot disponibil. Așa. Deci avem până acum două sisteme de navigații, da? iGo, Google Maps și Google Play, ok? După aia, manager fișiere, aici cotrobăim tot ceea ce ar însemna practic partea de Android, da? În cazul în care vrem să punem hărți mai noi sau orice altceva pe spațiul de stocare intern, putem prin acea aplicație intra foarte elegant. Manual, phone link, ar însemna că în cazul în care conectăm telefonul cu prin USB, da, putem să facem oglindire. Ceea ce faci pe telefon, poți să oglindești direct pe aparatul original. Ok? Bun. Iată ce spune. Android, Android Wi-Fi sau iPhone. Deci, inclusiv cu iPhone-ul poți să faci această aplicație activă. Ok? USB DVR ar însemna să montezi o cameră DVR aici, frontală, cu care poți să monitorizezi tot ce înseamnă trafic față, da? Și inclusiv cameră DVR care poate să monitorizeze 24 din 24. Bun. Iată al treilea sistem de navigație, ceea ce este Waze-ul, da? Cu care puteți foarte elegant să ne găsiți și aici, care vă zice ce se întâmplă în trafic, dacă aveți accidente, dacă aveți camere radar, camere fixe, dacă stă poliția, dacă orice se întâmplă, Waze-ul te scoate sau te introduce într-o situație perfectă, doar că trebuie setat rapid, eu îl voi seta. Iată, încet ne localizăm, așa, suntem de acord cu tot ce înseamnă Waze-ul, ca să ne poată urmări, să nu fim cumva neurmăriți, așa, personalizat, tot. Și acum am dat acceptul să știe toată lumea unde suntem, iată Waze-ul în funcțiune. Să ne mai și distrăm un pic în cazul în care până, iată, 112 Wazer, înseamnă că ai 112 variante să te scoată dintr-un ambuteliaj, dintr-un accident sau inclusiv dintr-o cameră radar. Iată, în cazul în care vrem să căutăm rapid, nu trebuie să scriem William Shakespeare numărul 12, scriem simplu Sound Identity, da? Sound Ident. Așa, iată, rapid a și apărut primul în căutare, așa, cred că m-am grăbit un pic, așa, iată, un pic să-l aducem aici și să fiu atent și la cameră, iată, ne dai aici tot ce înseamnă număr de telefon, site-ul web, ok, locația unde este, îi dai condu și ai și ajuns, inclusiv programul, ore de funcționare, ne găsești pe Waze. Hai să vedem ultima aplicație, dar nu ultima funcție, da, care este YouTube-ul, ceea ce este un divertisment pentru tot ce înseamnă copii, pentru tot ce înseamnă adulți, da, în cazul în care nu avem la noi niciun divertisment și avem un copil, da, iată, depinde fiecare la ce îi place, introducem un Cars trailer, de exemplu, să vedem niște culori puțin mai drăguțe, așa, mai accentuate și în cazul în care vreau să-l fac mare, ia să-l facem și mare, hai să filme, așa. Hai, mare. Ok, super, cred că pot să-l fac și mic în cazul în care nu este mare, dar ia să încercăm noi să caut un videoclip care este varianta mică și să vă arăt că se poate face inclusiv și mare. Putem să facem inclusiv jumătate de ecran, să punem Waze aici și să punem YouTube aici, da? Sau orice altă funcție video, ca să o vizionați acolo, de exemplu. Iată un trailer de la Cars, da? Unde ai niște imagini demențial de frumoase. Vreau să vă arăt cam cât e monitorul acesta de mare. Așa. Sau în cazul în care vrei un mix, îți pui un mix, în cazul în care vrei total altceva, îți pui ce vrei tu. Da? Este simplă căutare, exact ca și pe
partea de telefon Android. Sound Identity, ne căutați în varianta de YouTube, da? Și veți găsi de la noi foarte, foarte multe videoclipuri. În cazul în care dai aici, abonează-te. În cazul acesta, abonezi forțat această tabletă. În cazul în care nu dorești, te dezabonezi, ok? Dar de ce am abonat? Pentru că în cazul în care vrei să cauți o mașină sau vrei să cauți un proiect, da? Cel mai simplu este în felul următor, ca să vă ajut un pic, încerc prin aceste video să vă mai ieși în drum puțin. Dacă dai în căutare așa, nu găsești tot, da? Vrei să cauți ceva mai rapid? Iată, dacă dai la videoclipuri și ești la zi cu tot ce am pus eu, da? În varianta de videoclipuri aici poți să găsești ceea ce am tot pus pas cu pas, da? În cazul în care vrei să găsești o mașină, de exemplu, varianta Mercedes, îi dai la playlisturi și am pus aici Volkswagen, Land Rover, BMW, Mercedes. Ai 10 videoclipuri deschizi și tu ești la ce variante de Mercedes am mai realizat, da? Ca să-ți mai dau soluții, dar nu neapărat doar pe Mercedes. Deci se poate căuta, așa zis în tot tutorialul, foarte multe proiecte, deoarece găsiți foarte multe variante interesante. Ok? Bun. Ce mai vreau eu să vă explic în această situație, da? Iată ce frumos se vede. Deci inclusiv de pe YouTube. Dacă e bun YouTube-ul, iată că funcționează perfect, deci nu are niciun lag sau nicio, așa zis, variantă de stopare a videoclipului. Parcă am văzut că în cazul în care, da, iată, umblu la climatronic, da, iată, îți apare și inclusiv climatronicul, practic, inclusiv în varianta de cât de tare dau clima, da, bun, și dacă mut, de exemplu, fac o mutare, am stins un pic clima, iată, și aici prezintă că dacă sting aceste opțiuni, le stinge inclusiv și clima, da? Bun. Mai avem o opțiune care am adaptat-o și pe ea, da? Te rog, introdu maneta în marșalier. Este camera originală. El avea cameră OM originală, care, iată, este și ea prezentă în acest caz. De ce vă zic asta? Pentru că, iată, avea acest aparat, care, dacă ați vizionat clipul de la început, putea să observați că are cameră originală. Stăm puțin și ieșim afară să vă prezint tipul de cameră. Iată, aceasta este camera originală, da? Deci nu este montată de noi. Așa. Referitor la camera de marșalier, dacă observăm un pic, avem aici bara de spate și avem un ghidaj care va rămâne ghidaj activ. Te rog, dă un pic din volan, da? Dă-i la maxim, te rog. De la maxim. Iată, ghidajul activ se mută pe partea stângă, deci ne prezintă practic poziția roților de maxim pe dreapta, te rog, și ne face toată traiectoria inclusiv de dreapta, ok? Dă-i înapoi, te rog frumos. Camera este una, să zic așa, față de a mea, am curat să zic că camerele mele, dacă țineți minte toate filmările ce le-am făcut, vede inclusiv clădirea din spate, da? Se pare că această cameră OM, având în vedere că este poziționată destul de jos, vede practic până undeva la jumătatea drumului, ok? Am mai insistat un pic să vă mai prezint un pic parte de cameră. Introdu-te, rog, în marșalier. Iată cum se deschide camera OM originală. Încă așa cameră nu avem disponibilă. Așa. Și să vă mai prezint un pic carpedul de aici de afară, un pic să-l vedeți în varianta de depărtată. Așa. Cât și scoate din marșalier, te rog. Așa. Iată-ne. Am uitat să vă precizez că ne prezintă inclusiv ușă închisă sau ușă deschisă. Iată, am închis ușa, deschide tu, te rog, puțin ușa ta. Îs curios că ușa de spate, lateral, da, închide, te rog. Iată că ne arată și ușa din lateral de spate, da, ca și ușa de spate deschisă, super. Ok, cu toate acestea spuse, tot ce vă mai pot spune că... asemenea proiecte, asemenea soluții le puteți obține prin intermediul nostru. Avem soluții de carpeduri inclusiv mai mari un pic, deci aceasta este varianta de 9 inch, dacă observați cu monitorul introdus în interior. Există variantă de 10 inch care are monitorul mai pe exterior. Este puțin ieșit o idee în afară, adică nu are buza asta frumoasă care are intrare în interior, deci practic mie mai mult îmi place varianta de 9 inch, deoarece are o integrare puțin mai inteligentă înspre interior, ok? Cea de 10 inch este tot ecran până inclusiv la această buză, da?
Deci este puțin mai monstruos, ok? Nu neapărat este mai bun sau nu neapărat este mai rău. Așa. După care putem să vă introducem pe acest sistem, de exemplu, cameră față, 180 de grade, care ați văzut-o că poți să-i vezi botul în jos, poți să-i vezi foarte multe direcții, poți să vezi 180 de grade, deci până în colțul străzii și chiar și înapoi, da? Putem să punem monitoare în tetiere, monitoare de plafon, așa, încălzire în scaunele acestei mașină sau pornire din telefon, chiar a mașinii, depind de la orice distanță posibilă. Ok, vă mai aștept pe canalul nostru de YouTube, care este Sound Identity, unde vedeți proiectele gata realizate în varianta finală, când sunt și chiar funcționale, ok? Sau pe Facebook, pe Sandovancea sau Sound Identity Hifi Oradea. Vă mulțumesc, dacă v-a plăcut acest clip, vă rog să mai urmăriți pe canalul nostru, să-i dați un subscribe și să căutați exact în playlisturile care v-am zis. Mersi, pa, pa!